Ei bine, astăzi vreau să ne uităm împreună peste un estimativ de dividende în 2024. Eu am mai făcut un estimativ, dar după părerea mea și pe acțiunile pe care eu le dețin în momentul de față, dar vreau să facem împreună un Excel și să îl aveți toți în zona aceea de membri, cine dorește, cu toate companiile din acest PDF. Vedem că Invest Metal au publicat, să zicem așa, un dividend estimativ pentru 2023 și vreau să fac împreună cu voi astăzi un Excel prin care putem calcula automat ce dividend net o să primim în cazul în care aceste cifre sunt reale, da? Și vreau să începem în felul următor, să trecem simbolul companiei, da? Pe urmă o să trecem dividendul brut și apoi numărul de acțiuni. Și pe urmă ce ne interesează pe noi foarte mult, valoarea, da? Ce valoare o să putem încasa dacă toate aceste lucruri sunt reale, da? Și o să primim un astfel de dividend. Și vreau să ne uităm împreună peste mai multe companii. După cum vedem, ar fi H2O, Remedia, Romgaz și vreau să ne uităm la toate aceste companii, da, să punem dividendul estimat de aceștia în acel tabel și fiecare dintre voi să vă puteți face un estimativ de dividende, da? Vedem că sunt câteva companii aici care au puse estimativele de dividend. Și haideți să începem totuși cu începutul. Prima dată o să vreau să fac formula de valoare. O să punem dividendul net ori numărul de acțiuni, da, pentru că în felul acesta se calculează, o să punem aici la simbol H2O prima dată și vedem că un dividend estimativ ar fi aici de 13,8881, da, să vedem cam ce ne-ar da nouă în realitate aici și dacă ar fi să folosim următoarea formulă, va trebui să mulțesc cu 0,92. Dar pentru a afla, să zicem așa, -8% ca și dividend net. În așa fel încât să știu cât pot eu să încasez în realitate după reținerea impozitului pe dividend. Da? Și o să mulțim cu 0,92. Și vedem că în cazul în care Hidroelectrica o să distribuie un dividend de 13,8881 lei per acțiune în dividend brut, ar veni un dividend net de 12,777 lei. Da? Și să zicem că avem un număr de acțiuni, cât am eu în momentul de față, 192 de acțiuni, da? Aici o să notez eu și vedem că se completează automat. Și în cazul în care acest dividend ar fi real, asta ar însemna că aș câștiga un dividend de 2453 de lei, da? Haideți să trecem mai departe la farmaceutica Remedia, vedem simbolul RMAH, da? O să-l trecem și aici. RMAH. Pe urmă am vedea un dividend estimativ de 0,0565, o să-l trecem aici, da, 0,565, o să fac toate aceste coloane în lei, da, ca să ne fie mult mai ușor și să ne putem organiza, să zicem așa, în toate coloanele la fel, da, aici pentru că dividendul este un pic mai mic o să-l trec cu toate zecimalele, da, în așa fel încât să fie un dividend corect. Vedem la RMAH că ar fi un dividend brut de 0,0565 lei per acțiune, asta ar fi un dividend net de 0,520, înmulțit cu 100 de acțiuni am face un 5 lei în dividend. Da? O să trecem la Romgaz, vedem că la compania Romgaz, în teorie, ei estimează un dividend de 4,0522 lei per acțiune în dividend brut, și atunci îl completăm aici. Vedem că dividendul net ar fi de 3,72 lei. Să zicem că avem și aici 100 de acțiuni. Și atunci am face 372 de lei. Pe urmă vedem AAG-ul. Ar fi un dividend estimat de 0,2829 lei per acțiune. Și atunci facem exact aceeași treabă. Estimăm tot așa un 200 de acțiuni. În așa fel încât să vă obișnuiți și voi să vă calculați aceste randamente, da? Pentru că nu este mare lucru în realitate și vreau să trecem peste fiecare în parte, în așa fel încât să vedeți și voi, da? Și probabil, de ce nu, dacă vezi acest estimativ de dividend net, probabil știi câte acțiuni ai la Romgaz și atunci mulțești acest 3,728 lei în dividend brut și poți să afli dividendul tău net. Pe urmă, mai vedem la Erste Bank, da, vedem că au estimat un dividend de 13,3271 lei per acțiune. O să trecem aici EBS, da, să trecem simbolul și să zicem că avem
50 de acțiuni, asta ar veni un dividend de 613 lei. Pe urmă mai avem Nuclear Electrica, aceștia estimează un dividend de 3,63 per acțiune în dividend brut și atunci în dividend net ar veni doar 3,339 lei și să zic că eu în momentul de față am un aproximativ 1596 de acțiuni și atunci clar că dividendul meu la anul va fi de aproximativ 5330. Da, vedem, se calculează cu dividendul net și atunci mie îmi este foarte, foarte ușor, da, să fac restul calculelor, să zicem. O să trag și aceste căsuțe în jos ca să fie totul, să zicem așa, bine. Pe urmă, OMV Petromul ei estimează un 0,0402 și atunci o să punem aici SNP și o să dăm paste la acest dividend brut. Asta însemna un 0,037 lei în dividend net. Eu în momentul de față dețin 60.001 acțiuni. Asta însemna un dividend de 2514, un aproximativ același dividend ca și la Hidroelectrica, da? Cât se estimează la Hidro. Chiar dacă investițiile mele sunt un pic diferite, da? Pentru că valoarea companiei OMV Petrom la mine în portofoliu are în momentul de față suma de 38.000 și Hidroelectrica doar 24.000 și dividendul este aproximativ la fel. O să trecem mai departe la BRD. Vedem că ei au un dividend estimat de 1,1438. O să-l trecem și aici, BRD. La fel, dacă am avea un aproximativ 1000 de acțiuni, să zicem, ar fi 1052 de lei. După aceea mai avem Banca Transilvania, care probabil pe mulți dintre voi o să vă ajute, da? Eu în momentul de față nu mai am Banca Transilvania și atunci nu sunt neapărat interesat 100%, dar pentru voi probabil ar fi de ajutor. Vedem că ar avea un dividend aproximativ de 1,4541 dividend brut și atunci dividendul net va fi de 1,3378, atunci am face un 592 de lei. Pe urmă mai avem IARV, da, compania aceasta ar fi un dividend aproximativ de 80 de bani per acțiune, da, și o putem trece iarăși aici. Dacă am deține aproximativ 302 acțiuni, am face 222 de lei. Pe urmă mai avem și Alumil, da, această companie tot din industrie și atunci ei au un dividend estimativ de 0,1223 lei per acțiune. O să-l trecem și aici. Vedem că dividendele sunt estimate în descreștere, da, pentru că procentul în momentul de față este în scădere, da, o să avem rentabilități din ce în ce mai mici ca și procentaj în dividend. Și să zicem că și la această companie mai avem 502 acțiuni, am mai face încă 50 de lei. Pe urmă mai avem Aquila, da? Aici se estimează un dividend de 0,0492. O să-l trecem și pe acesta. Dividendul net ar fi de 0,0453 și aici să zicem că avem 55.000 de acțiuni, da? 55.400 și atunci dividendul ar fi de 2500 de lei. Da? Pe urmă putem trece la Bursa de Valori București. Da? Aici se estimează un dividend de 3,1981 dividend brut. Și atunci îl trecem și acesta, BVB, și vedem că dacă am deține 230 de acțiuni, am face 676 de acțiuni. Pe urmă, mai avem Transilvania Broker, unde în momentul de față se estimează un dividend de 0,9082, da? Și în cazul în care deținem 12.000 de acțiuni, am câștigat aproximativ 10.000 de lei. Eu trec aici câteva acțiuni așa total random, bănuiesc că v-ați dat seama deja, doar pentru a reuși cumva să vă imaginați și să vedem că Excel-ul se mișcă. Mai avem și Purcari, da? Unde se estimează un dividend de 60 de bani. În cazul în care o să fie așa, o să avem un dividend net de 0,5530, da? Și zicem că deținem 305 acțiuni, am face 168 de lei în dividend. Aceste estimări sunt pur și simplu niște estimative, pentru că eu nu dețin alte companii și nu aș vrea să-mi dau cu părerea despre o altă companie și atunci prefer să mă uit peste alte estimative și să le calculăm împreună. Mai avem BioPharm, da, unde se estimează un dividend de 3,3 bani
da? Dacă s-ar întâmpla treaba asta, dividendul net ar fi de 3 bani, da? Și zicem că deținem 120 de acțiuni, am face abia 3,66 lei. Pe urmă, TTS-ul, da, vestitul TTS care a avut un an foarte, foarte bun, se estimează că o să distribuie în dividend doar 20% și asta ar veni un aproximativ 1,0142 lei per acțiune. Da, o să-l trecem aici. Și dacă am avea, să zicem, 205 acțiuni, am face 191 de lei în dividend net. Pe urmă mai avem Turbomecanica, unde se estimează un dividend de 0,0104. Vedem că rata de distribuire este de 70%. Aici să zicem că deținem 75.000 de acțiuni. Asta ar însemna un dividend net de 717 lei. Pe urmă mai avem Competul, unde rata de distribuție a dividendului estimează ei va fi de 100%. Asta ar însemna un 2,8129 lei per acțiune și dacă am deține 150 de acțiuni, am câștigat 388 de lei. Pe urmă mai avem Oil Terminal, da, deja scădem sub 2% procentual în dividend și vedem că ar fi 0,0037 lei per acțiune în dividend brut. Clar, randament destul de mic, da, și procentual, dar și ca și valoare per acțiune. Dar în cazul în care ai o astfel de companie, o să câștigi în dividend net 0,034 lei per acțiune. Să zicem că deținem 100.000 de acțiuni. Asta înseamnă că am câștigat abia 340 de lei. Pe urmă mai avem One United, cu un dividend estimat de 0,0210 lei per acțiune. Asta ar însemna abia un dividend de 0,0193. Da, să zicem că deținem 500 de acțiuni, am face 9,6 lei. Pe urmă, aș vrea, ca să nu vă mai plictisesc, să ne uităm împreună peste restul companiilor și să analizăm puțin, da, să nu le mai trec în tabel în momentul de față pe videoclip, pentru că bănuiesc că ați prins șirul și toți membrii o să aibă acces la acest Excel din care tu poți să-l descarci și să-ți faci calculele după cum dorești, da? O să pun și un total de dividend, să se adune toate rezultatele totale, în așa fel încât să-ți dai și tu seama de un anumit estimativ. Pe urmă mai vedem Compa, da, CMP-ul, un aproximativ de 1,97% în dividend, 0,0172 dividend brut, mare atenție. Mai avem Socep, da, cu un dividend în scădere, iarăși 0,0395 lei per acțiune în dividend brut. Sfera, un aproximativ de 1,47 în dividend brut. Dacă urmă Transelectrica, 1,1 ca și randament, da, 0,3627 lei per acțiune. Kim Complex, aproximativ 0,1846, 1,1%. Electrica, 0,89%, 0,103 lei per acțiune în dividend brut. Transgaz, 0,62%, un dividend probabil de toată jena, să zicem, și cu un dividend brut de 0,1196 dividend per acțiune. Pe urmă, Digi Communications, da, avem un 0,4% și un dividend brut de 0,1752. Pe urmă, mai avem Antibiotice SA, da, cu un estimativ de dividend de 0,32% și ca și sumă 0,0046 dividend brut. SafeTech, vedem un dividend aproximativ de 0,32% și cu o valoare per acțiune de 0,0081. În coada listei avem compania Teraplast, pentru că până la urmă aici am vrut să ajung, pentru că această companie a făcut parte din portofoliul meu de acțiuni și atunci cumva mă interesează să văd ce face ea în realitate. Vedem că au un dividend viitor posibil de 0,0016 lei, da, care în momentul de față ar fi un randament de 0,31% dividend brut, mare atenție, da, deci mai avem anumite scăderi și din acest 0,0016. Și pe urmă mai avem RSU, da, tot în industrie, tot un dividend de 0,31%. Pe urmă mai avem și alte companii care în teorie sunt pe minus, da, și nu sunt estimate ca și dividend. În cazul în care vrei să ai și tu acces la acest Excel, o să pun și aici în dreapta un total prin care să vedeți și voi în timp real, să zicem,
ce valori vă adăugați în acest Excel, da, să se calculeze automat. În cazul în care vrei, acest Excel se află în zona de membri și dacă ai nevoie de orice fel de asigurare și o să faci o asigurare cu mine, o să ai gratuit 5 luni de zile de membri, da? Așa că până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.